Hollywoodul se mută la Râșnov. Timp de 10 zile, cetatea Râșnov va fi din nou platou de filmare. Aici vor fi turnate scene pentru producția americană Dragonheart. Pe lângă actorii care vor juca în film, producătorii au nevoie și de 500 de figuranți. Toți cei interesați pot merge la casting la cinematograful Amza Pelea din oraș zilnic până în 27 octombrie, între orele 12 și 19:30, iar cei care vor ajunge să joace în film vor fi plătiți pentru zilele de filmare. La casting sunt primiți oameni de toate vârstele, inclusiv copii, din localitate sau împrejurimi. Cetatea Râșnov a apărut în numeroase filme de-a lungul anilor. Ultima peliculă importantă care s-a filmat aici a fost Vlad Țepeș, Imperiul Sângelui, în 2016. Cu un an înainte, în cetate s-a mai filmat pelicula Regele Scorpion. Tot în zona Râșnovului s-a turnat în 2002 celebrul Cold Mountain. Pentru rolul din acest film, actrița Renée Zellweger a câștigat un Oscar pentru rol secundar și Kevin Costner a filmat la Râșnov miniseria Hatfield and McCoy, serial care i-a adus un Glob de Aur. Totodată, două dintre cele mai cunoscute filme ale regizorului Sergiu Nicolaescu au fost filmate la cetatea Râșnov. Este vorba despre Dacii în 1966 și Nemuritorii în 1974. Recent, cetatea Râșnov a primit o finanțare de 16 milioane de lei, fonduri europene, pentru reabilitare. În fiecare an, cetatea atrage tot mai mulți turiști, anul trecut depășind 500 de mii de vizitatori.